Primii moldoveni au primit astăzi permise de mic trafic la frontieră. Cele 15 permise au fost înmânate personal de premierul Vlad Filat și omologul său român Emil Boc la Consulatul României de la Chișinău. Premierul român a declarat în context că România va susține eforturile Republicii Moldova în drumul spre Uniunea Europeană. Demersurile dumneavoastră vor fi susținute în totalitate de către administrația de la București, atât în ceea ce privește deschiderea din iunie a cadrului de negociere pentru liberalizarea vizelor în raport cu Uniunea Europeană. Cred că cel mai important lucru care l-am realizat împreună, domnule prim-ministru, nu în calitatea noastră de ministru, de prim-ministru, în calitatea noastră de ministri, funcționari, cetățeni care au fost implicați în acest proces, să revenim la normalitate. Să revenim să avem o relație firească care să vină în ajutorul oamenilor, să le îmbunătățim condițiile de viață. Proaspeții posesori de permise speciale abia așteaptă să viziteze țara vecină. Prima dată să merg la Iași la niște bătrâni care m-au ajutat foarte mult. Mai departe nu știu dacă sunt numai 50 de kilometri, am și rude, dar nu cred că să ajung la ei, că sunt mai Constanța, la București. Pentru a merge și să mă întâlnesc mai des cu prietenii pe care am în România, fiindcă mi-am făcut studiile acolo, am depus actele la începutul lunii și însă și procedura de depunere a actelor a fost relativ scurtă, zic eu. Dacă în timp de 40 de minute am reușit să trecem pe toate procesele birocratice, eu zic că e bine. O parte din moldovenii care stau la coadă în fața consulatului spun că nu le-au fost încă eliberate permisele, deși au depus printre primii dosarele. La permis numărul 1 am intrat prima. Și mi-a spus că da, și mi-a spus că dacă până pe 30 nu primesc permisul pe poștă, trebuie să viu pe 31. Și acum văd că pe alții a chemat 20 persoane. Noi stăm să întrebăm la biroul de informații. Ce o să ne spună, nu știu. Potrivit premierului român, la moment sunt înregistrate peste 2500 de cereri pentru permise de mic trafic. Peste 400 de permise speciale așteaptă deja să fie expediate solicitanților prin poștă. Oamenii pot depune cereri de perfectare a permiselor de mic trafic la secția consulară a Ambasadei României de la Chișinău, de pe strada Vlaicu Pârcălab 39. De permisele de mic trafic vor beneficia circa 1.200.000 de persoane.